Nici nu vă dați seama cât mă bucur că mă întâlnesc cu voi și în acest final de săptămână. Mulțumesc frumos pentru cafelele oferite pe buymeacoffee.com. Să fim sănătoși, să putem să ne întâlnim în continuare aici sau în realitate. Că acum nu-ți mai dai seama unde-i virtualul și unde-i realul. Adică oarecum trebuie să mai coborâm din când în când cu picioarele pe pământ. Ca elicopterul ăla al armatei USA. Știți? A coborât elicopterul, n-a făcut niciun ravagiu, nu s-a produs niciun dezastru, dar am avut un elicopter la pământ chiar în centrul Bucureștiului. Ceva nemaipomenit și în aceeași zi, de la subteran a ieșit la suprafață domnul Liviu Dragnea. Bravo lui, felicită, dar după ce să-l mai ții în pușcărie, a stat 2 ani și 2 luni, nu s-a recuperat nici o infimă parte din suma pe care se zice că o câștigase prin munca frunții sale, deci elicopterul la pământ, domnul Dragnea la suprafață. Imediat poze, doamna Carmen Dan, Irinuca cu cățelușul sau ce animal de companie, marmotă pe genunche, Codrin Ștefănescu, ăla fără niciun fir de păr acolo, îi punea gheață în whisky, ca lui Băsescu pe vremuri domnul primar de 5 stele, ca așa-i în politică. Domnul Dragnea nu prea mai are voie să candideze aici în România, dar poate se îndreaptă spre un mandat de europarlamentar. Că Becali ce-a zis, am stat 12 luni în Parlamentul Europei și a primit hârtie de la europarlamentarii de acolo că are dreptul la 2500 de euro pe lună pensie. Deci mă gândesc să fac cumva, să fac o hârtie, să-mi continui mandatul. Că dacă ar fi stat el 5 ani cum e cutuma, ar primi 4000 de euro pe lună. Indemnizație, pensie de europarlamentar. Păi nu el multimilionar, nu el ursul care are bani. Dar vedeți că dacă vin gratis, îți bineveniți. Sănătate multă! De ce credeți că e și lupta asta internă în PNL acum? Lupta internă ca să se aleagă șeful în septembrie. La Oradea, când au fost alegeri pentru filiară, au schimbat ăștia ialele la uși. Ialele, au schimbat ialele, să nu poată intra Câțu sau să poată intra Dracu, Ludovic Orban, sau invers. Aici în Cluj-Napoca, au fost și aici la alegeri locale în PNL, au urcat toți pe scenă să se pozeze cu Câțu. Eu m-aș poza cu Câțu dacă mi s-ar oferi și o sumă. Adică, nu, poți să te pozezi cu maimuța la mare, da? În fine, și l-au lăsat pe Ludovic Orban singur în primul rând, știți poza aia celebră. Nu se face așa ceva, dar disperați după mandate. Domnul Boc e disperat? Nu-i disperat. A aflat că Andreesca își face un apart hotel în Cluj-Napoca. Apart hotel, adică hotel fără locuri de parcare pentru aia care vin să stea 5-6 zile în Cluj-Napoca și să se cazeze undeva select, Esca. Păi zice, asta am făcut apart hotelul, fac numai din banii din buzunarul stâng, pe care n-am reușit să-i număr încă. La banii ei, apart hotel by Esca în Cluj-Napoca. Domnul Boc a zis, zice, chemați-o să vină să mai construiască, să... Domnul Boc, vă descurcați. Acum vreți să apăreți la știri chiar în fiecare săptămână? Vi destul de două ori pe lună. Apart by Esca... Și zice că e așa de mic apart hotelul încât cei care o să se cazeze o să ducă lipsă de spațiu. Dar la banii ei, Esca putea să meargă în spațiu. În spațiu, acum au fost și Bezos. O venit cu bine Bezos. S-a uitat de sus de la 80 de kilometri, zice, hai înapoi că scade Bitcoinul dacă mai stau acolo sus. Asta este. Au fost propus să fie pe listă cu ei acolo, între cei care au mers în călătoria spațială, și Ashton Kutcher. Am zis bine? Ashton Kutcher. Nu știu. Ashton Kutcher. Soțul Milei Kunis. Mă, ăla care o hoimondi la Demi Moore când Bruce Willis filma cu greu de ucis. Greu de ucis, greu de lovit nevasta. În fine. Mila Kunis, actuala nevasta lui Ashton Kutcher, a zis, nu te las. Că și-o lua și el bine să meargă cu Jeff Bezos în spate. Ce nu te las? Ce nu te las? E periculos, avem copii. Vă dați seama când intervine soția. Da, dragă. Și cu bagajele alea cei? Mă duceam la sală. Nu în spațiu. Nu, dragă, că oricum distanța dintre noi s-a mărit. Și eu zic, deci, ok, dacă vrei să zbori, luăm avionul. Luăm un avion Lufthansa. Ați văzut că Lufthansa o schimba politica. Atunci când urci într-un avion Lufthansa, când urci la bord, nu mai ai adresarea aia. Nu ți se mai adresează cu doamnelor și domnilor, bine ați venit la bord. Ori schimbat
ca să nu mai deranjeze persoanele care nu știu ce sex au și nu știu încă ce formulare să facă. Da? Deci până acum li se zicea doamnelor și domnilor, celor care urcau la bordul unui avion Lufthansa. Și acum caut o formulă de exprimare. Păi să zică, bravo coaie! Bravo coaie, ai ajuns la bordul avionului Lufthansa. Așa s-a exprimat un tânăr actor care a luat premiul pentru cea mai bună interpretare masculină, rol principal, la premiile Uniter pe 2020. Tipul a venit și moldovean fiind jucând la teatru din Oradea și a luat premiul, nu știu, îți numai bani sau cărămida aia de aramă și a zis, bravo coaie. Toți erau Marcel Iureș în sală, erau oamenii grei ai teatrului, au rămas puțin stupefianți. Și el a zis, zice, nu știți, dar e o expresie din Moldova, bravo, așa mai departe. Când te gândești că tipul ăsta a luat premiu pentru interpretarea lui Hlestakov din Revizorul, mă gândeam că în anii 70, mai precis în 72, a montat Pintilie la București, Revizorul, și el era regizor, cu Toma Caragiu în rolul tânărului ăstuia, al lui Hlestakov. Și hai să ne gândim, dacă lua premiul Toma Caragiu, putea să zică el bravo coaie? Nu zicea, că n-avea nevoie, avea mimica aia, avea talentul ăla. Și lua premiul de la Uniter Toma Caragiu și zicea bravo. Aia era o oaie? S-au inflamat spiritele, că o zis. Și apoi, păi noi ăștia care facem stand-up comedy, tot timpul ne critică lumea, că vorbiți prea, nu vorbiți vulgar. Noi vorbim direct, nu vorbim vulgar, vorbim ca voi. Și actorii ăștia care sunt un pic perverși pe dinăuntru, acum încep să scoată și ei la suprafață niște cuvinte, niște expresii licențioase, așa, știi? Deci, pe noi ne critică lumea de la început, cum vorbim, dar dacă zice unul bravo coaie, ăsta-i teatru. Perse Hodigen, cafeaua. De la voi, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos și pentru sprijin. Ați râs până aici, ați zâmbit cât de cât ați, da. Na, situația nu-i prea grozavă, mai ales în zona de unde provin eu. Începând de la Ocoliș până la Sohodol, probleme mari, inundații. În ultimele zile, inundații mari. Am distribuit și eu la mine pe facebook.com/nicuvbendea care e situația și cum pot fi ajutate acele persoane calamitate. Bineînțeles că haterii de serviciu, cam 95% dintre ei au ocupat spațiul de comentarii, dar e o vorba lui tata Nelson. Ni, blocaj, lista neagră. N-am vreme. Cu problema asta sau cu situația asta. Păi normal că v-a inundat ca să tăia pădurile. Sigur, în zona aia, cel puțin. Eu de acolo provin, cu bune, cu rele. Am tăiat lemne sau s-au tăiat lemne pentru foc. Că avem foiase, n-avem conifere prea multe. Și să ne gândim așa, a durat ploaia 2 ore sau 3 ore, iar cantitatea de apă a fost de 225 de litri pe metru pătrat. 225 L per M pătrat, da? Când anunță busul la meteo că sunt 40 sau 60 de litri pătrat, de 40 sau 60 de litri pe metru pătrat, deja e baie. Atunci când e de 4 ori cantitatea asta, Dumnezeu cu mila și cu voi. Pun aici un afiș, un carton în care puteți să donați dacă doriți, nu donați pentru cafea săptămâna asta, pentru locuitorii din zonele sinistrate, Ocoliș, Roșia Montană, Bistra, Cărpiniș, Sohodol. Dacă vă lasă inima și sufletul, vă aștept. Și mai puțin cu hatereala, cu ura asta, că din cauza urii ne urinăm pe noi. Bravo, sănătate, Doamne ajută, mulțumesc de urmărire, weekend plăcut și relaxat și relaxant să avem cu toții. Multă sănătate! Bravo, coaie! Băi, dă-te!